Salutare, dragi prieteni! În episodul de astăzi vom vorbi despre obiecte misterioase de pe cer, despre cum arată de fapt sirenele și vom prezenta un caz foarte ciudat în care o fetiță s-a apropiat de mormântul mamei sale. Iar ce s-a întâmplat în continuare veți vedea puțin mai târziu. Așadar, astăzi voi prezenta câteva fenomene paranormale care au avut loc în întreaga lume. Iar voi, puneți un like și să începem! Spania. Aceste imagini au fost filmate într-un magazin necunoscut din Spania. Dimineață, când personalul a deschis magazinul, au găsit o dezordine nebună. Produsele erau împrăștiate, iar rafturile și dulapurile erau răsturnate. Angajații au crezut că cineva a intrat în magazin, după care managerul magazinului a început să privească înregistrările de pe camerele de supraveghere. După cum puteți vedea, în magazin au avut loc evenimente ciudate. Un sul de cercuri zboară în aer, articolele cad pe rafturi, căruciorul se deplasează singur, iar cutiile cad în depozit. Putem presupune că personalul magazinului a filmat intenționat un videoclip înspăimântător, dar acest lucru este puțin probabil având în vedere că produsele din magazin chiar se sparg. Ipoteza principală este că în magazin are loc o activitate paranormală. Voi cum credeți? Scrieți-ne în comentarii! Seattle, Statele Unite ale Americii. Jess Kuman este stăpâna a doi câini pe care îi tratează ca pe niște copii. Îi iubește atât de mult încât nu i-ar supăra niciodată. Cel mai ciudat este faptul că într-o noapte când Jess nu era acasă, cu unul dintre câinii ei s-a întâmplat ceva foarte straniu. Jess a rămas îngrozită după ce a vizionat videoclipul de pe camerele de supraveghere. Când Jess a ajuns acasă, s-a hotărât să vadă ce fac câinii cât ea a fost plecată. În video, ea a văzut că ceva invizibil i-a împins câinele. Se pare că cineva se ascundea în dulapul din hol, dar Jess arată că dulapul este atât de mic încât niciun copil nu ar încăpea în el. Cum credeți? Cine ar putut face asta? Trondheim, Norvegia. Tatăl, câinele și fiica lui au ieșit la o plimbare de seară și iată că în timp ce filma, camera a reușit să surprindă câteva imagini ciudate. El a încărcat videoclipul pe canalul său de YouTube și a scris în descriere următoarele cuvinte. O filmam pe fiica mea și pe câinele care se jucau, când colo fiica a zărit ceva între clădiri. Din depărtare, pare că cineva zboară deasupra lor. Bineînțeles că autorul videoclipului era foarte îngrozit și foarte surprins când a văzut asta. După câteva zile, s-a uitat din nou la înregistrare, iar emoțiile au rămas la fel. El a zărit o figură misterioasă imediat după ce fiica lui i-a arătat asta cu degetul. Indiferent de situație, acea siluetă părea foarte misterioasă. Voi cum credeți? Ce au zărit personajele videoclipului? Scrieți-ne în comentarii!
Bristol, Anglia. Acest videoclip a fost postat recent pe TikTok de către o domnișoară pe nume Michael. În videoclip puteți vedea o fetiță care vizitează mormântul mamei sale. Acesta este un moment trist, dar priviți ce se va întâmpla în următoarele secunde. Se pare că fetița interacționează cu fantoma mamei sale. Fetița flutură cu mâna, după care ridică capul și sărută aerul. Privind la acest videoclip, îți vine să plângi. Se pare că copiii văd fantome și pot cu ele să comunice, la fel ca această fetiță. Voi cum credeți? Scrieți-ne în comentarii! Saratoga Springs, New York. Acest videoclip înfricoșător a fost filmat în live în orașul Saratoga Springs din New York, unde reporterul a vizitat cimitirul Green Ridge pentru a afla dacă este adevărat că acolo sunt fantome. Privind mai atent în partea stângă, veți observa lucruri foarte ciudate. Doamna se uită peste umăr și apoi în întuneric are loc un fenomen mistic sub forma unei fantome. Dacă aceste imagini ar fi fost reale, atunci reporterul cel mai probabil s-ar fi întors în momentul în care au avut loc acțiunile paranormale. Apropo, merită de remarcat faptul că videoclipul a fost filmat în live, deci oare este posibil editarea acestui tip de videoclip? Voi cum credeți? Milton Keynes, Anglia. Acesta este un eveniment misterios în care o dronă ureașă sub formă de OZN trage cu laser verde. În seara zilei de 24 noiembrie, camerele au filmat o lumină verde în zona Milton Keynes din Anglia. Unii oameni susțin că această pacoste a fost făcută de extraterestri. Se zice că laserul a fost activat la ora 22:00. Încă nu se știe cine sau ce se afla în spatele acestui lucru, însă oamenii și-au exprimat propria părere în legătură cu acest eveniment. Autorul acestui videoclip este un tânăr pe nume Tom. El a spus că lumina de culoare verde i-a atras atenția atunci când se afla în dormitor. Primul lui gând era că aceasta a fost lumina de pe elicopterul de poliție, dar văzând razele verzi din cer, a înțeles că este ceva neregulă. Așa numita dronă sub formă de OZN a emis un alt fascicul care strălucea în toate direcțiile. Un alt martor a spus următoarele cuvinte: când am ieșit din casă, mi-am dat seama că acesta nu este un laser obișnuit, așa că am decis să urc în mașină și să merg după urmele lui. Lumina a ieșit dintr-o fabrică din zona industrială Kingston. Eu am coborât din mașină pentru a vedea mai aproape și nu-mi venea să cred cât de mare poate fi acest fascicul de lumină care trăgea direct spre cer. Massachusetts, Statele Unite ale Americii. Autorul acestui videoclip pe nume Angela se deplasa de-a lungul unui drum pustiu împreună cu prietenul său. După ceva timp, ambii au observat ceva ciudat pe marginea drumului. Ei au scos telefoanele și au început să filmeze creaturile ciudate. Când Angel apropie camera, puteți vedea două perechi de ochi strălucitori. Ochii din dreapta aparțin unei creaturi mai mari, deoarece la un moment dat pare că ea se ridică, iar figura din stânga pare a fi mai mică și de culoare cenușie. Bari, Italia. Probabil că toată lumea își imaginează că sirenele sunt domnișoare frumoase cu o coadă în loc de picioare. Credeți în existența lor sau nu, nu contează. Dar dacă sirenele chiar există? Doar că arată complet diferit față de sirenele arătate în filme sau desene animate. Privind mai atent la această creatură, pare a fi o specie umanoidă cu ochi mari, negri și o parte a corpului asemănătoare cu omul. Partea inferioară a corpului se termina cu o coadă, iar branhiile se văd din partea laterală a capului. Când operează
operatorul încerca să se apropie, creatura brusc se întoarce și sare de pe dig în apă. Nu sunt sigur cât de reale sunt aceste imagini, însă cu siguranță arată destul de îngrozitor. Glasgow, Scoția. Pe cer, deasupra orașului Glasgow, a fost observat un obiect zburător neidentificat care a fost filmat de către o tânără pe nume Lindsay. După spusele ei, ea a observat OZN-ul atunci când se afla în apartament cu iubitul ei. Lindsay abia a reușit să filmeze pe telefon obiectul ciudat de pe cer. Conform videoclipului, OZN-ul seamănă cu un cilindru vertical cu un con în vârf. El a zburat fără să-și schimbe poziția. Videoclipul nu permite să vedeți exact ce obiect este, însă mulți oameni consideră că ar putea fi un felenar chinezesc. Voi cum ați reacționat dacă ați vedea asta pe cer? Scrieți-ne în comentarii! Vă prezentăm noul nostru canal motivațional, Forța Lime. De acolo veți afla ce trebuie să faci ca să nu mai ai datorii, cum să faci primii 10.000 de euro, cum să nu mai fii dependent de telefon în fiecare zi, sau chiar cum să te bucuri de viață și multe altele. Intră pe linkul din descriere și abonează-te ca să nu ratezi cele mai noi postări ce te vor ajuta să devii mai productiv și mai fericit. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă vă plac acest gen de videoclipuri, atunci puneți un like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade. Pe curând!